Aldu. Mersi frumos că ți-ai rupt din timp. Mersi eu că m-ai băgat aici. Vedem. Eu mi-am pregătit un pic așa, acum te iau eu la întrebări și după aia o să mă iei și tu la întrebări. Da, facem cross-podcasting aici. Așa se numește? Păi nu știu, de obicei era înainte, făceau, știi cum fac vloggerii, da. De obicei, că na, facem un clip la mine pe canal și un clip la tine pe canal. Ei, noi facem un podcast la mine pe Spotify și un podcast la tine pe Spotify. Așa, mă rog, la tine și pe YouTube. Da, eu a trebuit să mă conformez un pic pentru că ți-am zis, au sărit câțiva oameni. Dom'le, dar pune-mi și pe YouTube. Zic, bine, haide. Și după aia am zis, hai că-l pun un pic și pe YouTube, așa, cu resursele pe care le pot pune la dispoziție. Da, eu până la urmă am zis, bă, îl pui și pe YouTube, dar îl pun doar audio. Și am făcut eu un After Effects acolo să mișcă când... cum se aude sunetul. Da, efectul ăla, e foarte mișto efectul ăla. Da, nu vrei să știi cât mi-a luat. Adică ia foarte mult să randeze, că fiind un clip de o oră, ăla... practic fiecare literă e animată și nu știu ce, și eu nu mai lucrează în After Effects și la primul episod mi-a randat, nu știu, ai făcut eu greșit, mi-a randat 10 ore, adică da, por celălalt i-a luat mai puțin, abar n-am, naiba știe. Vedem, da. La asta cât o să-mi ia. Eu mă uit acum să văd și aici dacă totul merge. Merge secundele. Bine. Hai să începem. Zim două vorbe așa despre tine și cu ce te ocupi, pentru cei care poate n-au, ne văd pentru prima oară, știi cum e. Păi s-ar putea să fie, da. Păi eu sunt Alin Pandaru, lumea mă știe drept Panduțu și sunt foarte pasionat de muzică, în general, ca... Eu am observat asta pe canalele tale și așa am văzut că totul pasiune, da, de vreo 10 ani, chiar 11, acum cam cu asta mi-am petrecut vremea. Dacă pun... 10 ani de dinainte era mai mult spre mergeam la meciuri, la fotbal, la nu știu ce, nu știu cum. Pe urmă, cumva muzica a devenit parte foarte importantă în viața mea. Fac așa o scurtă recapitulare a unde am mai fost. Ce am mai făcut? Așa, da. Și ce faci exact pe partea asta cu muzica și cu ce păi, faci? Păi, vlogging, da, blogging, da, în principiu încerc să susțin cât pot de mult industria românească, ca să zic așa. Da, de vreo 10 ani am început să merg foarte des așa la concerte, la festivaluri, la... Da, să ajung să întâlnesc artiști, să observ așa cum funcționează lucrurile și din spatele scenei. Că lumea vine la un concert, vede nu știu ce, dar habar nu are câtă muncă, ce presupune tot ce e acolo în spate. Și inițial am început cu o colaborare cu cei de la e-concert. Era un prieten al meu, Lucian, care împreună cu un alt prieten, Marian, au deschis e-concert, care era un site de concerte, practic. Am auzit de el, nu mai știu. Că, da, undeva până în 2008-2009 și pe vremea aia, na, ei practic promovau concerte, asta era. Și eu, treaba mea era să fac poze și recenzii de la diverse concerte și festivaluri unde mai mergeam. Între timp și pe blogul meu, pe pandus.com, mai scriam despre muzică una alta. Și eram și angajat la apropo.ro, care era un portal de știri, basically. Și de la noastră. Da, păi multe clipuri s-au lansat și pe apropo.ro, așa. După care în 2011 m-am mutat la urban.ro, fostul mondel.info, da. După ce s-a rebranduit, a plecat Puric, da. S-a creat o nouă echipă, mă rog, au rămas o parte din oamenii vechi și au mai venit alții noi să creasă acolo o dita mai echipă și eu mă ocupam practic de social media la ei. Am început pagina de Facebook de la zero, nebunii chestii. Dar pe lângă asta, evident că nu puteam să mă abțin și mai făceam și articole, mai făceam poze pe la concerte, una alta. Până în 2013, da, 2003, da, la finalul 2013 am văzut un anunț că Deezer își caută un editor în România. Și am citit acolo job description și am zis, bă, Deezer da. Fiind platforma de Deezer streaming. Platforma de streaming, da, care la vremea era în parteneria cu Orange. Da. Venea da. Cu abonamentele de la Orange și nu știu ce și nu știu cum. Nu ne-au plătit Orange, să spunem asta, dar așa s-a întâmplat. Și am aplicat, m-au luat acolo și am fost unul dintre cei primi 5. Pe vremea aia aveau
mă rog, aveau 50 de oameni din întreaga lume care erau playlisteri, cum ar veni, editors, așa ne zicea. Și cumva toate recomandările alea veneau către toți utilizatorii și era foarte mișto că aveam un soi de feed pe vremea aia și îți apărea albumul ăla recomandat de George Is Deezer Editor pentru Malaysia, habar n-am, ceva de genul. Și era mișto că apărea și numele meu, Alin Deezer Editor România. Și na, jobul meu era acolo să fac, să, cumva se împărțea în trei, era între muzică românească, între jazz, asta era cumva genul meu muzical pe care cumva mi l-a lăsat semiu și a fost foarte mișto că, na, mă rog, mie îmi plac cam toate genurile de muzică, nu pot să zic, bă, sunt rocker sau rapper sau nu știu ce, păi pot să mă distrez la fel de bine și la orice, că intru cumva în vibe-ul petrecerii. Și am zis, hai mă, să vedem cum e cu jazz ăsta. Și atunci am început să ascult foarte mult jazz de la, na, Coltrane sau cum naiba îi cheamă, Miles Davis și toți băieții clasici. Toți băieții, da. Așa, și a treia chestie era o chestie care îmi plăceau mie. Și făceam playlist-uri de tot soiul. Am lansat chestii în exclusivitate pe Deezer la un moment dat, diverse albume. Am colaborat foarte bine în vremea aia cu Universal. Tare. Cu Bușcă, salutare. Așa, după care, după vreun an de zile, și-au dat seama că, bă, stai așa că nu prea avem resurse pentru atâția oameni, nu știu ce, și au cam început să-i taie de până toate țările și, evident, și România, că nu era probabil o piață atât de mare pe cât s-așteptau ei să fie și nu știu ce, și practic m-au dat afară. Dar a fost super bine că de acolo m-am mutat și am început să lucrez cu trupa Vank. Ok. Și m-am început să mă ocup de social media pentru ei, which was, iarăși a fost o experiență foarte mișto. Am fost cu ei în turneu și am văzut ce înseamnă viața de turneu. Și ala chiar a fost turneu, pentru că a avut cumva trei bucăți, a fost prima bucată, a avut trei concerte unul după altul, pe urmă am avut, cred că, 18 concerte unul după altul sau ceva de genul, nu știu. A fost vreo două săptămâni, a stat, azi aveam aici, mâine acolo. Tatăl. Și atunci am dat seama, oh my god, cât de complicat e pentru ăștia internaționali, care azi e acolo, acolo, nici nu știu unde ești, nici nu ai timp să faci nimic, că ai dormit, ai trezit, ai plecat, ai ajuns, ai mai dormit un pic dacă mai... Asta ca artist, că dacă ești parte din staff, ai o făcut de o grămadă de alte chestii. Și asta, eram... Cred că am fost vreo 30 de oameni atunci, dar am plecat toți în turneu, așa? Na, cazați, mâncați, nu știu ce, dă jos scena, montează scena în următorul, mă rog, scena, sau avea o producție. Destul de minimalistă, că era... turneu acustic, dar nu, tot aveau LED-uri, tot era, adică nu era minimalist, că vorba vine, știi? Adică așa, și am stat cu ei vreo 6 luni, după care nu am mai avut niciun buget de social media, că, na, turneul ăsta a fost destul de costisitor, că nu e ușor să faci un turneu în România. Ar trebui să fie profitabil un turneu, adică eu știu că ea pe afară când fac turnee să îmbogățesc din turneu. Da, da, dar când faci la scala asta, din nou, 30 de oameni, că au fost... Ai și costuri mari și... Au fost și fetele de la Muse Quartet, pe lângă, na, cei patru din Vank, mai era și un trompetist, mai era și fratele lui Cornel la chitară. Da. Na, plus toată echipa din spate, noi de la Sublime, care eram, cred că vreo 5-6, plus Acoș la sunet, plus Bobo la visuals și nu știu ce, na, tita mai echipa. Și na, cazare pentru aia costă o cârcă de bani. Dar a fost foarte, foarte, foarte mișto experiență și așa. După care am avut vreo 3 luni așa de vară, okay, în care am fost pe la festivaluri, mă rog, chestii pe care o fac oricum în fiecare vară. După care mi-au scris cei de la urban.ro că plecase redactorul șef, dacă nu vreau să preiau eu. Și am zis, bă, ok, hai să vedem ce iese. Că mai eram foarte entuziasmat, că mă gândeam, ok, hai că acum fac eu echipa mea și facem nu știu ce, nu știu cum. Și, na, nu s-a întâmplat până la urmă cum aș fi vrut eu, dar sunt mândru că pe mandatul meu, în octombrie 2015, am reușit să depășim
milionul de vizualizări. Wow. Adică ăla a fost the top of the top. Cel puțin momentan, că pe urmă a luat un pic. Cum ai reușit să faci asta? Cum ai reușit să faci asta? Păi, na, aveam cumva și cross-promo prin Cancan, nu știu ce, și depindea cum îți... Că trebuia să mai faci niște articole, cumva, să atragi cumva și publicul de acolo. Și mai schimbea un titlu, mai o poză, mai nu știu ce. Plus că mi se pare că atunci fusese și Media Music Awards și mi-a dat smiley la un moment dat, share la lista câștigător și a venit o grămadă. Ok. Na, bine, oricum, e foarte complicat acum să mai... ai un site de muzică, adică pe vremea lui Mountain.info era foarte mișto că nu aveai Facebook, nu și lansa lumea pe YouTube. Informațiile atât de... erau acolo centralizate și lumea și da, le da, acum, na, te interesează Billie Eilish și intri la ea pe pagină, te interesează... Dar totuși cred că e nevoie cumva, fiind foarte multă informație, asta e, nu știu de unde am auzit-o, dar... Da, e nevoie să... E nevoie de cineva care să mai filtreze cumva informația pe diverse nișe, pe diverse domenii. Da, că nu toată lumea e la fel de pasionată ca mine să știe tot ce se întâmplă. Unii intră așa din când, da, eu, te-am mai lansat și ăsta. Și zic, da, mă, da, s-a lansat acum 2 săptămâni, de pe albumul ăla care... Da. Na, între timp s-a întâmplat și Colectiv, unde am și fost... Și, na, evident că m-a dat un pic peste cap, adică ultimele 3 luni a fost haos, n-am putut neapărat să mă concentrez pe ce aveam de făcut. Dar, mă rog, am continuat și așa, pe urmă, în mai 2016 am zis să fac, să intru și eu în zona asta de vlogging. Și am început cum nu se poate mai rău, ca să zic așa, adică cu cea mai hardcore metodă de a face daily, de a face vlogging, adică daily vlogging. E cea mai... Dar mi-a plăcut foarte mult treaba asta pentru că am învățat foarte mult că fiind cumva obligat să postez, să filmez ceva în fiecare zi, practic învățam chestii că n-am luat Premiere Pro la de la zero. Adică primul episod mi-a luat 2 zile să-l editez. Deci am început daily vlog-ul comic în întârziere. Și da, păi mi-am dat seama că, pe numărul, știam că eu am un stil de viață așa foarte agitat, că merg pe acolo, pe urmă, azi sunt acolo, mâine acolo... Și mă gândeam, bă, e destul de interesant că să nu fie boring să fie aceeași chestie în fiecare zi. M-am dus la birou și pe am ieșit în oraș, știi? Clar. Nu, eu sunt la Electric Castle, mâine la Antol, mâine la nu știu ce, nu știu cum. Și a fost un exercițiu foarte mișto asta cu daily vlogging, am făcut-o vreo 500 de zile. N-am de filmat, am filmat în fiecare zi, dar nu le-am postat în fiecare zi, pentru că uneori, na, mai erai pe drum, na, și uneori postam 2 episoade într-o zi, că... Așa apucam să le editez, că era un pic hardcore, dar a fost fain. După care am zis, ok, hai să o lăsăm mai mare și să mai încep diverse proiecte. Vreau să încerc de chestia asta, că mă gândesc că sunt mulți oameni care vor să înceapă chestia asta. Tu ai apucat să o și monetizezi cumva? Măi, la mine era... Mulți oameni care vor să facă chestia asta, care se gândesc... Că sunt niște meserii ale viitor. Mulți acum își doresc să facă poate chestii de genul ăsta, știi? Și mă gândesc că tu, că ai avut experiența asta, poate ai un sfat sau o idee în sensul ăsta. Păi cumva am reușit să monetizez, pentru că în septembrie 2016 am încheiat colaborarea cu urban.ro, pentru că cumva și eu simțeam că nu prea mai merge și a venit mail-ul de la Orlando când voiam eu să-l dau, știi? Okay. Adică, oricum, în septembrie aș fi vrut și eu să închei treaba asta și să mă concentrez doar pe asta cu vlogging-ul. Și am dus-o doar din vlogging vreun an jumate. Dar la mine avantajul a fost că eu deja aveam niște colaborări prin agenții cu branduri și așa de pe partea de blogging. Chestii pe care încă le am și acum. Și, adică, nu știu, am început să am campanii pe blog, nu știu, undeva în 2011-2012. Oho, bun. Și așa, și cumva, și vlogul era încă o componentă. Deci, faptul că ai făcut chestiile alea înainte, acum când ai trecut la vlogging, te-a ajutat foarte mult, a fost. Da, 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 păi deja lumea, adică oamenii din agenții, brandurile mă știau. Deci aveam deja niște relațiile deja făcute. Da, 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 da. Simplu. Și cumva cred că am făcut mai mulți bani decât au făcut oameni care aveau vizualizări și abonați mai mulți. Și atunci, pentru cei care, zicem, se apucă și poate încă nu au chestiile astea, dar vor să facă chestii pe asta, gen. Ideea e să, în primul rând, să înceapă. Întâi să facă networking-ul sau să înceapă și după aceea să facă networking-ul? Eu le recomand să nu facă asta pentru bani, în primul rând. Ok. Adică să nu fie asta scopul.
pentru care vor să facă treaba asta. Adică dacă o faci ca pasiune și la un moment dat poți să și monetizezi treaba asta, da, dar nu o să o faci cu gândul teamă că mă apuc acum și în două luni fac 5.000 de euro pe lună. Da, paranteza asta, cred că pot să le zic și eu celor care se apucă de producție. Sunt mulți oameni care îmi trimit, mulți, un procent de oameni care îmi trimit bituri, îmi trimit idei și vor și ei să facă treaba asta. Și la fel, cumva, le zic și eu, întâi fă-o din pasiune, că și așa, dacă vrei să te gândești din start la bani și așa, e mult drumul până acolo, cumva. Pui, până la urmă, ajuns să pui presiune, pe tine, știi? Mai ales, uite, la mine, chiar la un moment dat, chiar devenise un pic de presiune când asta era singura sursă de venit, că ajung la un moment dat la un burnout. Că na, trăgeai, hai să mai fac și aia, că hai că mai vine o campanie, că nu era iurea și să ai trei clipuri sponsorizate unul după altul, trebuia să mai umpli, să fii și content. Să faci și conținut. Și... fără să vinzi ceva sau fără să promovezi. Exact, da. Deși, na, nu, adică, și campaniile pe care le-am avut au fost chestii în care cumva credeam, adică nu natural, așa. Au fost așa, out of the blue, stai așa. Da, și după ce am terminat asta, perioada asta cu daily vlogging, am zis hai să o las un pic mai ușor și am început să mai fac niște mici proiecte. Și am avut un proiect de care sunt așa mândru, ăla cu o săptămână cu, în care... în teorie mergeam o săptămână pe unde aveau artistul la treabă și le arătam oamenilor, uite mă, cum e viața omului și pe lângă cel vezi tu pe scenă. Și am făcut cu Alina Eremia, am făcut cu Guess Who când a lansat albumul la Arene și a fost foarte mișto că am arătat așa un pic din spate de ce înseamnă, cât repetiții, câtă muncă e în spate. Am făcut cu The Motans, cu Carlos Dreams și cu Alex Velea. Și pe urmă m-am gândit, bă, îmi ia destul de mult timp treaba asta, hai să văd cum pot să monetizez proiectele astea. Dar că mi-am dat seama că e un pic complicat să faci asta, pentru că nu poți să-l asociezi nici pe artist cu un brand și cumva trebuie să-i dai și lui ceva dacă faci treaba asta. Poate eu vreau să fac un parteneriat cu Pepsi, dar el are contract cu Cola, nu pot să mai fac cu el nimic pe urmă, știi? Și na, nu n-am găsit neapărat o soluție, plus că între timp au venit cei de la Roton care mi-au propus să vin să mă ocup la ei de playlist-uri pe Spotify, că urma să lanseze Spotify în România și a zis, bă, hai să fim pregătiți când se lansează Spotify să avem deja acolo. Da, ca să fie, s-au anticipat cumva. Da, da, da. Și să fie ready. Practic asta am creat cumva, cum am preluat niște playlist-uri pe care le aveau ei deja făcute, dar mai creat și eu câteva, că atunci când se lansa să fim acolo pe, și evident să promovăm artiștii Roton pe... Și tu ai mai continuat, mai rămâneg un pic de partea asta cu vlogging-ul. Da. Partea asta independentă de freelancer sau nu știu cum se zic, da. ai continuat-o și când ai avut alte proiecte sau alte Da, nu, n-am... N-am renunțat la... Ai făcut-o în continuare. Da, 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 a fost în paralel. Păi, cumva, când m-am angajat la ei, am analizat. Băi, mi-ar lua prea mult timp, aș mai putea să fac eu chestiile mele și am putut să... Plus că n-am mai făcut chestii cu artiștii de la Roton, am fost cu Accent în Turcia. A fost foarte, foarte mișto și acolo. Na, la filmări de videoclipuri, una alta. Și... asta, pe urmă, s-a lansat Spotify în România, am mai făcut pe acolo un alt, și a fost foarte mișto și experiența într-o casă de discuri, pentru că și acolo afli... niște chestii. Afli niște chestii, vezi cum se lansează piesele, stai așa, că uite, că bugetele, cum pe videoclipuri... Cum casele de discuri în secolul ăsta? Adică ce ai văzut? Păi nu știu cum era înainte, dar e foarte mult de muncă. Și sunt oamenii aia din spate care și muncesc. Se bazează la fel și foarte mult pe partea de streaming și pe YouTube, când mă gândesc. Înainte erau CD-uri. Acum, na, Roton, Kid Music, Media Pro, Universal, mare parte se bazează pe catalog. Pe catalogul din urmă, da, ok. În sensul că îl monetizează prin streaming? Da, sau prin streaming, prin vânzări, adică okay. Rotonul vinde CD-uri, alea, tot ce vezi pe benzinării, stale lor. Se mai vând CD-urile alea? Păi se vând, mai ales okay. Alea de manele. Ok, okay. E interesant asta, știi? Pentru că da, știi că a fost perioada în care domne au scăzut vânzările. Nu știu cifre, adică nu am văzut vreun Excel să zic,
Da, din ce am înțeles, se mai vând, adică e în continuare. Dacă nu s-ar fi vândut, nu le mai vede pe benzinării, okay, probabil. Da, face sens asta. Și uite, chiar m-am bucurat că la un moment dat am găsit, era un soi de pack cu mai multe albume de la Paraziții și am zis, oh, yes! Și nu mai știu, era, cred că necomercial, nu, la Praf, mă rog, nu mai știu. Alea care au fost, că știu că și ei au fost la multe case de discuție. Da, 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 alea care au fost la Rotom, probabil, da. Da, și eram, what? Așa, și am mai văzut chestii până benzinării și așa. Păi na, nu toți au acum de-astea consolă și să-și pună de pe Bluetooth, nu știu ce, tot pe CD-uri. Ok. Să ascultă muzică, dacă nu vrei să asculti radio. Și nu mai e chef să-ți ripuiești CD-uri. Da, dar acum de când cu aplicațiile astea și de când cu YouTube-ul, eu văd YouTube-ul un fel de radio on demand. Adică până și eu, deși am abonament la aplicațiile astea de streaming, uneori caut și ascult muzică pe YouTube. Și știu că mulți oameni fac chestia asta. Păi da, cumva... YouTube-ul mare e cel mai mare serviciu de streaming în România. Dacă e să o luăm așa. Ajungem și acolo. Dar hai să ne întoarcem un pic. Deci revenim la așa, Rotom. Așa, Rotom. A fost Rotom și la începutul anului trecut, fix acum un an, ieri s-a făcut un an, am primit un mesaj pe LinkedIn și noroc că dacă vine mesajul de la un recruiter, îți vine sub conținutul mailului și pe mail. Ok. Că dacă primeam doar mail, nu știu câte rică ți-a trimis un mesaj, cine stă să intre pe LinkedIn, știi? Și așa am văzut mesajul ăla și am văzut ce a vrut omul ăla să-mi zică. Și uite că suntem de la agenție de recrutare din New York, că avem un client în Londra, pe partea de căutăm un content music specialist pe România, nu știu ce, pe salariul ăsta, simt dacă ești interesat, uite aici un job description, nu știu ce. Și am intrat, am citit și nici am crezut ce a făcut ăsta. A făcut rezumat la profilul meu de LinkedIn, că era, băi, că scrie acolo, you have to be a journalist in music, nu știu ce, să știi foarte bine piața și underground și comercial, nu știu ce, să fi lucrat la un serviciu de streaming. Păi da, eu sunt gata, m-ați găsit. Deci asta vreau să te întreb și legat de profilul tău de LinkedIn. Tu aveai acolo tot trecut. Aveam tot, da. Sau te-a mai recomandat cineva, sau ți-a recomandat cineva profilul de LinkedIn? Nici acum nu știu cum m-a găsit tipul ăla. Dar tu pe LinkedIn aveai trecute toate. Aveam trecut, na. Ok. Ca un CV, ca de obicei. Că deci, asta e. Le-aveam... A contat că da. Experiența și... Da, 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 pe probabil o fi văzut că am lucrat la Deezer, ceva, o fi okay. Căutat ei ceva. Și am dat mail înapoi, am avut vreo 3 interviuri și de la 1 aprilie m-am mutat la Londra. Foarte tare. Ca să lucrez la YouTube Music. Și de 10 luni sunt omul care e responsabil de YouTube Music, care este o platformă de streaming muzical făcută de YouTube, care cumva combină conținutul pe care l-ai pe Spotify, Apple Music, nu știu ce, cu conținutul muzical pe care l-ai pe YouTube. Cum adică îl combină? Adică pe YouTube Music găsești și chestii pe care le găsești pe YouTube, dar și chestii pe care le găsești pe Spotify. Ok. Deci cumva catalogul e mai mare, adică niște remixuri, niște live-uri, niște chestii, plus videoclipuri, dacă okay, vrei neapărat. Ok, că de exemplu dacă sunt unele piese care dacă artistul nu le-a pus pe YouTube în mod special, dar am observat la serviciile astea de distribuție, da? Asta cu care distribuim noi, streaming, piesele, albumele. Am văzut că există opțiune acolo care trebuie să o bifezi dacă vrei tot așa să ți-l pună pe YouTube. Înseamnă că e cumva pentru chestia da, asta. Da, pentru YouTube Music. Că, atunci când le urci pe YouTube Music, așa, îți creează un art track care apare și pe YouTube. Care, practic, e ce-au făcut până acum toți oamenii care s-au ocupat de YouTube pentru trupe. Adică puneau coperta de la aia cu așa. Piesa. Când îți faceai lyric video sau videoclip și nu știu ce. Ei, asta se face el cumva el automat. Și s-a întâmplat, nu știu, când a lansat Post Malone albumul ăsta, Hollywood's Bleeding, fiind urcat peste tot pe Spotify, pe nu știu ce, și pe YouTube Music, nu știu ce, a ajuns în trending fix art track-ul ăla, știi? Da, așa s-a întâmplat, așa știi? Că lumea a căutat piesele, nu știu ce, și are partea acolo la milioane de vizualizări, știi? Asta, pe urmă, tot așa. Și-a pus și pe canalul lui de YouTube și-a pus și cum se punea de obicei, da? Asta e... Da, ele nu intră în conflict la un moment dat, că mie mi s-a părut că la un moment dat am încercat să fac asta la unul din albumele noastre
Și știu că la un moment dat a fost o chestie de genul ăsta, dacă e pus așa, trebuie să răscuți din partea asta sau ceva de genul ăsta? De obicei ar trebui să se linkuiască între ele. Okay. Și de obicei la utilizatorii de freemium, de care nu plătesc serviciu, ei o să vadă în primul rând videoclipuri sau cum e linkuit ăla și așa. Dar ăia care au premium văd în principal track-urile. Ok. Că de acolo vine și reveniu mai mare adică, pentru artist. Ca să întrebarea, dacă eu, să zicem, mi-am pus eu piesa pe YouTube cu cover și după aia am și distribuit-o, da, pe acel serviciu nu te încurzi cu nimic. Da? Dacă îl bifezi pe ăla, nu se bat cap în cap. Nu se bat cap în cap decât, na, poate prin căutări. Și okay. Lumea, în loc să asculte ăla și să se aboneze la canalul tău, poate ascultă... Dar teoretic, dacă se monetizează, să zicem... Se monetizează cumva... Mai bine sau la fel, sau... Păi, din ce am înțeles de la de lirică, na, nici eu nu știu. Eu mai mult pe partea de conținut. El zicea că a primit mai mulți bani din streaming-ul pe YouTube Music versus cât s-a streamuit pe YouTube, pe videoclipuri, pe nu știu ce. Păi, cred că face un pic sens, nu? Dacă cei care plătesc un abonament ca să asculte... Da, și nu, inclusiv din aplicație. Că, cum, probabil, pe YouTube Music e... modelul de revenue de pe Spotify, da. Și pe YouTube e modelul de revenue de ads and stuff. Și splătite mai puțin. Probabil splătite mai puțin, nu știu exact. Chiar nu știu cum funcționează, da. Că dacă știam, nu am ce... Dar face sens cumva, adică mi se pare da, că da. Pe ad-urile alea poate cineva trebuie să dea și click sau trebuie să mai fie da, și... Da, așa... Și cu cât crește mai mult piața de utilizatori care plătesc YouTube Music, cu atât și revenue către artiști crește. Ok. Că adică dacă sunt mai mulți, dacă sunt mai mulți abonați. Dacă sunt mai mulți abonați, nu știu, să zicem că se adună 100 de milioane. Sunt mai mulți bani în piață de oameni care plătesc ca da, să și pe urmă, adică cel puțin știu că la Deezer și cred că și la Spotify era așa. În funcție de procentul de cât s-a ascultat în luna respectivă de artistul respectiv, nu știu ce, primești 0,7% din toți abonați, adică nu neapărat pe numărul de streamuri, gen 1000 de streamuri înseamnă 7 cenți, adică poate să însemne 7 cenți, dar dacă sunt mai mult, poate să însemne și 15 cenți, habar n-am, ceva de genul. Da. În funcție de cât de mare e piața. Chestia care se întâmplă, de fapt, și la YouTube cu ad-urile. Cu cât bagă mai multe branduri bani în reclame pe YouTube, crește piața și, eventual, evident, și CPM-ul crește. Și, uite, apropo de chestia asta, ai un sfat pentru, să zicem, trupele sau artiștii independenți care ar putea să folosească, au cum să folosească partea asta de YouTube Music, nu știu, poate să facă ei ceva ca să-i ajute cumva chestia asta sau... Să meargă în direcția asta? Păi, eu mi-aș dori să promoveze și YouTube Music, evident. Pentru că, na, lumea nu prea știe ce este YouTube Music. Că dacă zici YouTube Music, da, și ascult muzică pe YouTube. Adică, e încă lumea nu știe că YouTube Music stai așa, că e o aplicație separată. Bun, asta se primează să vină de la YouTube Music. Adică ei trebuie păi să... Păi ei, na, cumva încercă să promoveze. Că bănuiesc că sunteți asaltați cu reclame. Fă-ți premium, fă-ți YouTube Music, fă-ți nu știu am ce. Văzut, da. Cum ai și 15.000 de reclame pe... pe YouTube. Dar recomand dacă vă faceți să nu vă faceți doar YouTube Music, să vă faceți YouTube Premium, că așa împușcați de iepuri din avutură și te costă doar 2 lei în plus pe lună. Că la, dacă ai YouTube Premium, unu, ai și YouTube-ul mare fără reclame, poți să-ți downloadezi clipuri și nu o să-ți vină să crezi, revoluționar, poți să asculti YouTube cu ecranul stins. Cred că au ținut-o așa special pentru păi treaba. Au ținut-o acolo la și dacă ai YouTube Premium, ai inclus YouTube Music Premium, ceea ce ai toate avantajele la YouTube Music, la aplicația YouTube Music, care e tot așa. Downloadat albume, playlist-uri și nu știu ce, ascultat în background și probabil și calitatea un picuț mai mare, nu mai știu cât aveai. Deci pentru useri e foarte benefic, am înțeles. Dar pentru artiști au vreo pârghie, se pot folosi de platforma asta acum, cumva, nu știu să dau un exemplu ce înseamnă. Adică am văzut, de exemplu, că Spotify are o chestie în care îți poți face profilul de artist sau poți să administrezi anumite chestii sau... Da, au aia, Spotify for Artist, ăștia încă nu au la noi.
cumva, na, YouTube Music e și un serviciu nou de streaming, da, ca să zic așa, deși n-ai avut și Google Play Music și Songza și nu știu ce, dar cumva, practic, sunt noi pe piață. Spotify are, da, 13 ani. Dar, da, acum, dacă îmi dau seama, spunându-ți întrebarea asta, de fapt, canalul de YouTube, nu? Dacă artistul își, da, în primul rând foarte să bine canalul de, exact, YouTube, îl ajută în... Da, și eventual să-ți faci canalul de YouTube să fie și canal de artist, ca să se linkuiască, okay, direct, pentru că uneori îți creează, el automat îți creează pe topic, e un anumit, okay, topic. Probabil nu se linkuiește direct cu canalul respectiv și ai topicul DJ Andu, nu canalul DJ Andu. Și practic sunt două canale. Okay. Și astea de pe YouTube Music, art track-urile sunt pe topicul nu știu ce și restul ale tale sunt pe canalul tău de YouTube. Mă rog, aici te dăm în detalii tehnice. Dar profilele așa ți le administrezi din ăsta, din distribuitori, unde ți le distribui pe peste tot. Da. Și acolo să ți-ai poza ca lumea, să ai informațiile unde să te găsească lumea și nu știu ce și nu știu cum. Na, cu ce pot eu să ajut? Eu deja oricum sunt mare parte la curent cu cam tot ce face lumea care, cu care am interacționat eu și așa și constant mă mai abonez la cât un canal de YouTube mai descoper un artist, bag, m-am abonat și cum a lansat ceva mă uit să văd, are piesele și la noi, poate să ajungă până anumite playlist-uri și tot așa, adică încerc să promovez cum ar veni pe toată lumea, că practic ăsta este jobul meu acolo, să mă asigur că utilizatorii din România au o experiență cât mai locală și asta se traduce în playlist-uri, fie în playlist-uri doar cu muzică românească, fie playlist-urile făcute de YouTube Music să conțină și muzică românească pe lângă aia internațională. Adică, uite, de exemplu, este Released, care este un playlist asemănător cu New Music Friday de la Spotify, așa, unde ai și muzică nouă românească în fiecare săptămână. Ce s-a lansat românesc în ultima săptămână, în vreme ce pe Spotify nu ai, că e, practic ei preiau playlistul global de acolo, știi? Okay. Și ai doar Taylor Swift și Billie Eilish, okay, și nu știu, okay, ce. Așa la mine ai și o Carlos Dream și o Alina Eremia și un Subcarpați și asta un... se face, deci se o face, nu e un algoritm, se face manual. Sau au apărut piese noi și... Release-ul e manual, eu sunt responsabil de el. Dar restul sunt cumva, e un mix acolo între algoritm și, okay, mine, cum ar veni. Trebuie să mă, cumva verific niște chestii și zic, bă, da, e ok sau nu e ok. Și inclusiv utilizatorul când intră într-un playlist, cumva fiecare are o ordine diferită a pieselor. Okay. În afară de release, care ăsta cumva e ordonat, okay, cumva de mine, că încerc să-l fac și ascultabil. Okay. Adică cumva le grupez, na, cumva astea mai populare la început ca să intre lumea așa, dar între astea populare mai bag și una de care n-a auzit nimeni pe un anumit... Așa face un DJ adevărat, adică dacă pune hituri mai pune și ceva ca să deschidă mintea, să promoveze, exact. Să vină și cu și ceva. Și formele, na, că fiind multe piese în fiecare, așa sunt genuri de muzică diferit. Și întâi, ma, pun, încep cu pop, urmă mai dau poate în hip-hop, urmă niște câteva românești, urmă rock, urmă nu știu ce, urmă iar mai bag niște latino, mai nu știu ce și tot așa, alternativ. Cumva atenția asta, încerc să-l fac ascultabil, deși scopul playlist-ului respectiv este ca lumea să intre pe el, să vadă ce s-a lansat, ascultă și ce ți-a adăugat la tine în playlist. Cam, okay, asta e. E doar pentru artiștii deja consacrați sau adică pot apărea și newcomeri sau... Da, eu bag de toate acolo. Ok, ok. Cumva, adică și internațional bag și chestii mai noi, că asta e scopul lui, să fie de music discovery. Și sunt mai multe playlist-uri de genul ăsta, cam și un playlist cu muzică nouă românească sau muzică nouă alternativă, muzică nouă rock, muzică nouă... Playlist-urile astea pot fi tot așa o pârghie pentru... să zicem, upcoming artist, păi, că știu că cel nu știu la care serviciu de streaming, dar știu că la unul din serviciile astea de streaming există chestia asta cumva și ea chiar a propulsat pe anumiți
artiști. Păi, în principiu, casele de discuri playlist piciuiesc către serviciile de streaming, cum făceau la radio, știi? Am înțeles. Dar și la zic, ești independent și n-ai casă de discuri? Trebuie să găsești cumva o pârghie să ajungi la oamenii respectivi. Da. The gatekeepers. Exact. Și na, cumva dacă sunt artiști români, bă, măcar scrieți-mi pe Instagram. Facem neoficial așa, știi? Ok. Dacă se mai lansează ceva. Și na, cumva le ascult, nu garantez că intră okay tot. Important că... să le asculți, adică să... Păi asta e, practic eu sunt plătit să ascult muzică, pentru că... asta este jobul meu. Am mai auzit că, chiar și cum Canache vorbeam în episodul trecut, că trimite mail-uri la radiouri, da, când se lansează piesele și nici măcar nu primește un răspuns sau ceva, adică și... Băi, nici noi, nici noi nu răspundem la... Mă rog, cumva nici nu prea avem voie să răspundem la mail-uri, că... Ziceam de... de nu, de răspunsul la mail-uri, să zicem, da, artiștilor care trimit, nu știu, release-uri noi. Că asta povesteam cu Macanac în episodul trecut, că și el cea că trimite la radiouri piesele noi și nu primește nici măcar un reply înapoi sau ceva. Mă, cumva înțeleg și pe oamenii de radio, că îți dai seama că primesc probabil foarte corect, multe. Corect, corect. Dar, cel puțin pe România, nu cred că sunt chiar atât de multe și ai putea să zici, bă, asta mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Adică nu știu cum, nu știu cum funcționează și partea din spre radio. Că știu cum funcționa când făceam pitching-uri de la Roton către okay radiouri. Că aveam... Și ziceai, casele de discuri fac pitching către serviciile de streaming. Către serviciile de streaming, da. Adică, păi, practic asta, în fiecare săptămână primim mail-uri de la toată lumea. Okay. Săptămâna asta avem asta, asta și asta. Asta e prioritar, asta e nu știu ce. Okay. Și așa ajung artiștii mari, de fapt, știi? Că sunt împinși de... Pentru că asta face pe o casă de discuri, nu? Asta trebuie să facă marketing și vânzări cumva. Exact, trebuie să-și vândă artistul către... Așa, și na, e un artist mai mare, îl pui pe coperta de la playlist, da? Nu știu ce. Și tot așa, upcoming artists. Că sunt mulți care au fost și susținuți și de serviciile de streaming, adică... Cumva e win-win până la urmă și pentru... serviciu de streaming și pentru artist și pentru casa de discuri. Da. Na, până la urmă, industria. Asta este corect, industria. Corect. Da, eu acum încerc să pun și niște întrebări în sensul ăsta pentru artiști independenți care poate nu lucrează cu casa de discuri și știi cum? Vor mai, important e să fie peste tot. Vor să, asta, să scoată capul. Adică să lucreze cu... Na, sunt tot soiul de agregatori de ăștia de conținut. Ba, ai lansat ceva, pune-l, frate, să fie peste tot. Ca să te găsească omul, că poate unul stă pe SoundCloud, unul stă pe Spotify, unul pe nu știu ce, și dă de tine acolo, că uneori te mai ajută și algoritmul. Ok, da, da, da. Că, vede, uite, tu ești pe rap și el dacă ascultă rap, poate apare acolo la recomandările, uite, că lansă nu știu care, nu știu ce piesă. Oh, op, ia, te l-am descoperit și pe ăsta. Da, cumva asta e avantajul la YouTube Music față de ceilalți celelalte servicii de streaming, ca un om care se ocupă de România. Bună. Și mi-aș dori ca lumea să profite un picuț mai mult de treaba asta. Deci să-ți dea mai multe mesaje? Să-mi dea mesaje pe Instagram, da. Să te contacteze. Da, înțeles, în principiu eu cumva sunt la curent așa cu ce face toată lumea. Cumva reacționez reactiv, că văd că s-a lansat ceva și abia pe urmă verific, stai așa, e la noi, nu e la noi... ce pot să fac și nu știu ce și pe urmă în funcție de asta le redirecționez pe unde e cazul. Tare. Zi-mi un pic, sunt curios cum e acolo, cum lucrezi cu oameni, dacă poți să zici. Băi, cum e să lucrezi la YouTube, că până la urmă e... Băi, stai seama că... Tare, mă gândesc, e... Adică... La Londra. Deezer a fost dream job și acum este din nou dream job, dar la alt nivel. Că, na... Locuiesc în Londra, e un pic aiurea că na, ești departe de toată gașca de oameni pe care ți-ai creat-o pe aici, na, acum cu podcasturile iarăși e un pic complicat să mai faci interviuri una alta, dar ușor, ușor m-am obișnuit, adică sunt deja de 10 luni și începe deja să devin acasă acolo. Ok. E foarte mișto că fiind câte 1, 2, 3 oameni pe fiecare țară din că noi suntem, practic, echipa din Europa, okay. EMEA, de fapt, e Europe, Middle East și Africa. Așa, asta e toată echipa noastră și suntem, nu știu, vreo 30 și ceva de oameni.
Din toate culturile, din toate... Da, și ai unul din Norvegia, unul din Polonia, unul din Cehia, unul din Africa de Sud, unul din Franța, Portugalia, Spania, nu știu ce. Și cumva toți suntem cu background oarecum asemănător, că cumva așa ne-au recrutat. Și toți pasionați de muzică, deci ai ce să vorbești, glume, chestii, adică e foarte fain așa. Și plus că nu mă simt în minoritate. Că fiind echipa așa mixtă, nu am ajuns și eu într-o echipă de englezi, știi? Da. Că atunci ar fi fost un pic dubios. Dar așa fiecare minoritate. Adică nu e... Mă rog, sunt englezii care sunt, nu știu, vreo 7-8 sau ceva de genul. Per total în toată echipa. Dar nu e... E super ok. Tare. Și în rest, na, lucrez în sediu Google de la Londra, ăla de la St. Pancras, de la King's Cross. 3 mese pe zi. Sală, tot ce vrei acolo. Fac oamenii să-ți fie bine, să nu dorești să pleci foarte curând de la birou. Da, plus că mă gândesc oricum, e și o meserie. Dacă tu faci chestia asta din pasiune și îți place mult, la tine nu e chestia aia cum sunt alții care, băieții și fetele care strâng la pipera lunea, probabil sunt mulți care sunt... Da, nu, la mine da, e o... Știi, lunea, aolo, iar a venit luni. Mă gândesc că tu luni te duci... Da, e... Chiar... Cu forță. Which is nice, că e foarte fain să... Să faci ceea ce îți place. Și jobul ăsta cumva a venit ca o continuare a tot ce am făcut eu până acum. Adică a fost pasul firesc să fac treaba asta. Că dacă voiam să mă mut în Anglia, puteam să o fac de mult. Dar nu văzusem neapărat sensul. Ok, de ce să... Adică mi-a fost ok aici. Nu pot să zic, bă, ce viață nașpa, m-am dus aici. M-am dus să mă mut în Anglia. Și n-am făcut pasul ăsta tocmai pentru că ar fi trebuit să renunț la tot ce am construit până în momentul respectiv și cumva să iau de la zero în Anglia, dar ca să... Ce? Apropo de asta, cât ai construit, cât a fost viziunea și cât a fost după aia organic? Adică ai avut un moment în care ai zis, băi, uite, asta vreau să fac cu viața mea și merg în direcția asta, sau au fost și tot felul de chestii cumva care au fost? Cumva am avut noroc de... Viața s-a întâmplat așa pentru mine, știi? Adică nici nu-mi imaginam vreodată că ar exista vreodată posibilitatea asta. Eu să lucrez la Londra, la Iut. What? De unde, știi? Chiar nu pot să zic. Și dacă vedeam oferta de job, nu cred că aș fi aplicat, știi? Cumva faptul că a venit de la ei către mine a fost, na, evident, un boost de confidence, că wow, știi? Dar pe de altă parte eram și, chiar consider că eram cel mai potrivit om pe poziția asta, pentru că chiar sunt conectat și cu aia, și cu aia, și cu aia, și cu aia, și pe toate genurile. N-am nicio... Nu sunt biased, știi? Și că sunt prieten și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, știi? Nu pot să zic, bă, a lansat racul piesa asta, nu pot să nu o bag în playlist, dar... Nu știu, am zis de racul acum, că m-a supărat el la un moment dat, că le-a dat copyright claim băieților de la mahmur.info, că i-au filmat, cum filmează ei de obicei la concerte, și le filmase la Untold, știi? Și a dat strike, adică nu... Păi, măi, tu zi, îți convine, zi să da, dar nu-i dai strike, știi? Că e... Da, și la un moment dat am avut canalul închis în cauza asta, știi? Nu știu, what the fuck. Not cool. Dar abia aștept să-l văd pe racul la Londra cu Zale, adică... Da, păi vin, nu știu ce dată vin. Păi, 20 ceva acum, februarie. Bun, deci acum mi-ai răspuns la o întrebare pe care vreau să-ți o pun, da? Deci tot ce mi-ai povestit până acum, cum ai ajuns să faci, să lucrezi la YouTube Music. Hai să întoarcem un pic la partea asta de vlogging. Tu o continui să faci și în continuare cum o faci? Da, bine, acum am început podcast. Okay. Podcast pe care trebuie să-l lansez de vreun an jumate. Okay. Care se numește Backstage și la care o să puteți să-l ascultați și voi pe Andu. Probabil după ce ascultați asta, că de-aia facem aici cross podcasting. Am zis să încerc și treaba asta cu podcastingul, că mi se pare interesant să... Adică am mai tot făcut interviuri cu oameni, dar 10-20 de minute, știi? Așa când stai un picuț mai mult de vorbă cu omul, altfel se leagă lucrurile și afli mai multe chestii. Și tocmai de aia se numește Backstage, că cumva duc pe oameni în culisele industriei. Că tu ai acces, adică la... Da. Poate adică... mai mult decât altcineva care să ce s-ar apuca acum de chestia asta, tu deja te știi pe oameni de industrie și ai acces exact, la niște oameni. Exact, da. Asta, na, avantajul meu, networking-ul, trebuie să
fii om ok, oamenii să aibă încredere în tine, că au fost multe momente când, na, nu știu, am mai fost la, uite, când am fost cu Delia la, am avut 3 show-uri la Sala Palatului și cum am făcut eu un material din backstage, din culise, de cum nu știu ce. Și în vreme ce altă antena 1 și ce stăteau acolo pe afară, eu stăteam în așa și ea vorbea una chestie, nu știu ce, și aveam încredere că nu o să mă duc să scriu șoc și groază, nu o să-ți vină să crezi ce a făcut Delia în backstage, știi? Păi mai vorbea chestia, adică... Pe cam style așa. Da, și niciodată n-am fost așa, probabil și după cultura lui Puric, cum ondem.info și nu știu ce, că până la urmă nu e important, adică trebuie să le arăți oamenilor cum e artistul, nu cancanisme și nu știu ce, adică na. Pe de altă parte e greu dacă când ai presiunea cifrelor să scoți cifre, da, să vinzi, să nu știu trebuie ce. Trebuie să faci clickbait. Trebuie să faci un mini clickbait and stuff și așa și na, cumva nu neapărat clickbait, dar să mai abordez și un alt gen de subiecte care să susțină restul chestiilor, pe lângă chestiile quality, ca să zicem, pe care le faci. Da, na, te adaptezi la piață. Și na, cumva asta mă aprecia foarte mult că Delia a avut încredere în mine să mă lase să stau acolo, că știa că nu o să mă duc să fac eu vreo chestie. Adică chiar și dacă era filmată vreo chestie nasoală, n-aș fi pus-o pe YouTube, că nu mi se pare fel, știi? Adică omul are încredere că ai grijă de imaginea lui, că până la urmă despre asta e vorba. Și, na, cu timpul, na, oamenii au văzut că sunt om ok și că chestiile pe care le fac sunt fix de serioase, ca să zic așa, adică nu challenge-uri și alte nebunii ce mai făceam eu pe ce se mai face pe YouTube românesc. Probabil de-aia nici n-am cifre și abonați foarte mulți, pentru că eu am zis să merg pe altă. Da, dar am văzut în comentarii, oamenii care te urmăresc și care sunt acolo apreciază și sunt, da, păi... adică sunt oameni, că și aici e probabil, în funcție de contentul pe care îl faci, atrage un anumit public. Exact, da. Și na, mulți puțini, aia sunt, știi? Până la urmă, oricum am observat și am învățat că odată ce urci un clip pe YouTube, deja nu mai este în controlul tău. Și poate să bubuie, poate să nu bubuie, da, știi? Nu știi cum se întâmplă chestiile. Unele prind, altele nu prind. Și aia e. Până la urmă, important e să le faci pentru tine, că, na, îți dai seama că pe la început eram, mă așteptam, stai așa, că fac daily vlogging și o să am 100.000 de abonați la finalul anului, nu știu ce, și mă, pe urmă, stai așa, că nu e chiar așa. Îmi aduce aminte de Gary Vee, știi că avea vorba aia când îi ziceau tot așa mulți oameni, domnule, dar m-am apucat și n-am decât nu știu câte 100 de view, și zicea, domnule, unul este mai mare decât zero. Adică dacă ai măcar unul care se uită la tine, e mai mare și decât zero. Așa asta cu cifrele, niciodată nu o să fie suficient. Pentru că dacă azi am, nu știu, acum fac, să zicem, fac 1000 de view-uri și dacă azi fac un clip de 10.000 de view-uri, zic, mă, am făcut un clip de 10.000 de view-uri. Și pe urma crești nu știu ce și ajungi să faci clipuri de 10.000 de view-uri și la un moment dat ai un clip de 100.000 de view-uri. Și pe urmă restul clipurilor fac 10.000 de view-uri. A, putea, 10.000 de view-uri, da, e prea puțin. Cu, da. Nu, că vreau mai mult. Stai, adică niciodată n-o să fie suficient. Zi-mi, hai să ne întoarcem la podcast. Așa, la podcast. Ce setup ai? Mai îmi plac și întrebările astea legate de echipament, că poate mai sunt oameni care sunt curioși. Unii poate nu se apucă, sunt unii care poate au o idee, vor să se apuce și își pun un blocaj ăsta. A, nu, că am nevoie de nu știu ce, am... Păi așa am avut blocajul ăsta, tocmai de-aia l-am și tot amânat atât de mult, că inițial am primul episod l-am înregistrat la DJ Superstore, să le dea Dumnezeu sănătate, și lui Five X, la băieți. Că m-a ajutat acolo cu setup-ul, ăla cu Marcus Schulz l-am făcut la ei. Pe urmă am mai făcut vreo... Unul l-am făcut la Virgin Radio cu Sunny James și Ryan Marciano și l-am făcut unde își face Andrei Esca emisiunea. Că... Deci te-ai folosit tot de pârghile pe care... Da, m-am folosit tot așa de altcineva. Pe urmă... Idee bună și asta. Am făcut... spoiler alert, am făcut cu taică-sul Dua Lipa un interviu la o conferință de muzică din Macedonia și l-am înregistrat cu telefonul până la urmă, că aia aveam la mine, știi? Nu mai aveam nici baterie la cameră, am zis, bă, și stăteam așa, cu telefonul. E foarte bună aplicația de recording sounds de la iPhone.
Așa, și la un moment dat ăla cu George Călin, cu Manuel Riva, l-am făcut cu microfonul unui prieten. Și pe urmă am plecat și am zis, bă, că am episoadele astea, ce fac cu ele, că nu știu ce, că... La un moment dat aveam 4 episoade în engleză, dar niciunul în română. Și nu puteam să încep, că nu aveam buffer de română de episoade. Și zic, stai așa, că trebuie să mai fac niște episoade, nu știu ce. Pe urmă am plecat și zic, ok, am episoadele astea, pe urmă cum fac, nu știu ce. Și în octombrie mi-am cumpărat, au lansat ăștia de la Rode, se numește Rodecaster Pro, care este o consolă super mișto profi, doar dai doar rec, îți faci el acolo, ți-a salvat totul, poți să-l urci direct. Adică ai scos cardul, ai copiat, ai urcat-o pe Anchor FM sau pe nu știu ce și aia a fost. Și am găsit și un bundle de ăla și cu două microfoane, cu standere, cu nu știu ce, cu căști, pix, de-a mai setup-ul. Dar asta e, na, overkill, adică a costat 800 de lire. Da, ideea este că oricum tu ai început fără să, adică până să îți iei dispozitivul. Da, da, am început, da, și nu l-am lansat că mă blocasem, că voiam să-mi fac, na, dacă tot faci, trebuie să-i faci și promovare și stai așa, îmi fac vizual și nu știu ce, și nu știu cum. Și na, nu am fost niciodată cel mai creativ la zona asta de făcut chestii, nu știu ce. Am încercat, frate, mi-a făcut el niște chestii, nu prea m-a plăcut, la, și până la urmă am tot amânat, până când... Da, mi-am luat ăsta, setup-ul ăsta de podcasting și am zis, bă, ok, când mai vin pe-n țară, mai vorbesc cu unul altul și mai facem niște clipuri. Și am mai înregistrat vreo 4 în noiembrie, decembrie și așa și am avut deja un buffer de 9 episoade, bă, hai să lansez-o, da. Și în sfârșit l-am lansat. Și vedem câte episoade ai acum lansate? 2, parcă am văzut. 2, da, și ăsta cu tine cel mai probabil să fie al treilea, dacă reușesc să editez până... ca să ne sincronizăm, timpul știi? Se numește, că mie mi-a plăcut mult numele. Backstage se numește, Backstage. Ca să meargă și în română și în engleză. De-aia n-am zis Backstage cu Alin Pandaru sau with Alin Pandaru, pentru că încerc să le... cumva să am un mix și în română și în engleză. E un pic tricky pe platformele astea de streaming, de podcasting. Nu o să poți să pui și engleză și română. Exact. Dar cred că poți să pui la fiecare episod. S-ar putea la... Cred că la fiecare episod poți să pui engleză sau română. Exact, da. Cel puțin eu, pe aplicația pe care o folosesc pe Anchor, cu care... Da, păi da, acolo. Cred că... și tot prin Anchor le distribui. O să pun limba, deci trebuie... Da, trebuie verificat. Încă, acum, mă prind urechile pun astea de podcasting, dar noroc cu Robert Catai că a făcut el un e-book. Că... am văzut că a făcut un e-book plin de... Da, și acum recent a făcut și un articol fix cum să ți le distribui tu singur pe toate platformele. E un articol cu 21 de platforme de alea pe unde poți ți le pui. Unele pe bani, altele free. Și probabil o să încep să mi-l... că practic ai nevoie doar de feed-ul ăla, de RSS. Okay. Da, și pe asta mă gândesc că am deja niște nume destul de măricele și pe partea de engleză și aș putea să propun să fac, fiind la Londra... Asta zic, cu... ai deschidere acolo. Da, am deschidere, na, nu am deschiderea pe care o am aici și așa, dar... dacă văd oamenii stai așa că a făcut și cu ăla, a făcut și cu ăla, poate sunt mai deschiși decât dacă mă duceam doar da. Cu uite. Dar și faptul că lucrezi la YouTube Music nu te poate ajuta asta, nu e o... Nu. Să mă rog. Să fie ca o... Salut, bună, sunt de la... prea am voie să fac treaba asta și... Adică toate propunerile să le fac cu persoană fizică, nu neapărat. Adică dacă văd ei că lucrezi și așa, adică nu vreau să fie... să le fac pe urmă favoruri că pe YouTube Music că stai așa că am făcut eu treaba asta. Ok, E că e pe eu Panduțu, nu eu Alin de la... pe persoană fizică. Pe persoană fizică, da. Și na, în țară mai fac cu unii cu alții când se poate acum, când mai vin încoace, că vin o dată pe lună să ducem o viață bună, că na, lipsește energia de acasă și oamenii de acasă și cumva îmi și permit să vin de... cam așa o dată pe lună, că vin mă tund. Asta chiar mi se pare excentric. Să fiți doar ca să te tunzi și să te bărberești. E ok. Da, ideea că chiar azi m-am tuns și vorbeam cu frizerița mea, cu Monica, care practic este cea mai lungă relație a mea ever. Că mă tund de 14 ani. Wow. Adică eram în liceu când să mă tund la ea. Și... na, e plus că e complicat să-ți găsești pe cineva să te tundă ca lumea în Anglia. Am încercat la un moment dat, am dat... aviz amatorilor, poate sunt oameni care au nevoie de o idee de business în Anglia. Uite, trebuie să te tundezi românii acolo care au nevoi mai deosebite.
Da. Hai să ne întoarcem un pic la întrebările mele. Așa. Care crezi tu că e cea mai creativă idee pe care, cea mai bună idee creativă pe care ai avut-o vreodată de-a lungul timpului, așa, dacă poți să te gândești la una? Păi ce mi-a plăcut, cel puțin asta pe partea de după, a fost aia cu proiectul ăla cu o săptămână cu... Aia mi s-a părut foarte mișto. Cum îmi pare rău că n-am mai continuat, dar am ocupat foarte mult timp și nu era suficient de rewarding cât să merită tot efortul ăla, plus că, na, lumea cu story-uri, cu nu știu ce, era un pic farfetch. Da, adică ei deja pot urmări să zicem ce se întâmplă. Da, bine, eu oricum aveam cumva o altă abordare, abordare și așa, da. Și... Mă rog, aia mi-a plăcut dintre... Așa, și faptul că am lăsat un scurtmetraj acum un an, pe 1 ianuarie, am filmat Bucureștiul gol, așa, se numește okay. Singur. Okay. Și are și un mesaj foarte mișto la final, să-l căutați, chiar scurtmetraj, de 2 minute. Punem în descriere. Tare. Da. Bun, și apoi... Astea sunt întrebările alea clasice ale tale. Da, exact. Mamă, și nu m-am pregătit. Și zic că ar fi cea mai proastă idee aia pe care ai avut-o. Cea mai proastă idee... Nu a venit, dacă ai avut mai multe. Păi, eu consider că nici idee nu e proastă, știi? Sau nu știu, poate n-a. Din care ai învățat poate mai mult, poate n-a fost așa cum te-ai, cum te-ai așteptat, dar ai învățat mult din chestia respectivă. Adică nu consider că am avut foarte multe failuri așa la... Adică, sau mă rog, nu le-am considerat neapărat failuri. Chestii care, na, s-au întâmplat, mergem mai departe, facem altceva. Sau, hai să zicem, o idee proastă a fost că la un moment dat am scris eu un articol în care mă luam de niște branduri că au făcut campanii legate de concertul lui Robbie Williams cu oameni care nu aveau nicio treabă cu muzica. Și, bă, na, era asumată frustrare, știi? Am zis, bă, am o frustrare, fix așa se numea, legată de nu mai știu cine și Robbie Williams. Că bine că faceți campanii cu oameni care nu au nicio treabă cu așa, dar... Și nu voiam să facă neapărat cu mine, dar... Dar mai erau poate alți oameni mai pregătiți. Că n-au făcut campanii... Mă rog, probabil și-au fi luat și bani. Făceau concursuri cu invitații la concertul Robbie Williams. Dar, ok, dă și la mine, să fac și eu, să dau și la oamenii mei, că oamenii de-aia mă urmăresc, știi? Da, corect, corect, corect. Și, na, pe au scris bloggerii de atunci, păi da, mă, dar ce să-ți dea ție, că tu ai 1000 de vizualizări pe lună și nu știu ce și nu știu cum, păi de-aia nu te iau pe tine, știi? Chestia care în continuare e o problemă în industrie, că oamenii nu-și fac research-ul atunci când fac campanii cu niște oameni și se duc poate doar pe cifre și nu știu ce, nu se duc neapărat pe relevanța păi, despre omului. Asta e problema. Trebuie să fie relevant pe degeaba subiectul respectiv, la... știi? Cei care au nu știu câte milioane, dar de fapt nu convertesc din oamenii care sunt importanți exact. Și care sunt targetul pentru respectiva chestie. Da, poate nici eu nu eram ăla cel mai potrivit, dar eram mai relevant decât erau ceilalți pe subiectul respectiv. Mă rog. Nu cred că a fost o idee proastă. Adică poate doar că te-a pus pe tine într-o lumină da, așa. Da, că na, s-au activat aia, că uite-și pe ăsta cerșește invitații. La... Ui mei, eu cumpărasem, cred că am fost primul care și-a cumpărat bilet când a venit în România și am stat la Diamond Circle. Adică nu era vorba de asta. Adică chiar nu aveam nevoie de invitație specială. Cel puțin la Robbie Williams, că era artistul meu preferat, știi? Da, înțeleg. Tot la categoria... Categoria grea. Din podcastul meu. Zi-mi o carte, un film, un serial sau ceva care ți-a plăcut în ultima vreme pe care putea să îl recomanzi. Băi, carte Sapiens. E foarte, foarte, foarte mișto pentru că îți dai seama de niște chestii. Încă n-am terminat-o, dar cât am citit până acum mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și filme... În 1917, că tot e acum în cinema și abia pur și la noi și cred că o să ia ceva Oscar-uri, este foarte, foarte mișto ca mod de filmare, adică na, fiind și filmmaker intrând și eu acum și practic e tras one shot 2 ore, știi? Mă rog, îți dă impresia că este tras one shot știți, la niște cadre zic cum am făcut, frate, nu știu ce și când mi-a dat cum am ajuns acasă, am căutat cum am filmat și te uiți și zic, oh my god, ce tare. Și na, inclusiv
faptul că e filmat așa, one shot, și îți prezintă practic aventura unor oameni în primul război mondial timp de 2 ore, simți că ești acolo cu ei. Ce tare. Foarte, foarte. Adică nu e niciun... Practic e o acțiune continuă. Asta ca printre ultimele filme pe care le-am văzut și în rest, nu știu, mi-a plăcut foarte mult Cloud Atlas, așa ca storytelling. Ender's Game era la un moment dat unul din filmele mișto, și ăsta adaptat după o carte și, na, ca all-time favorite, să avem la un moment dat, mai ziceam eu care e filmul tău preferat, era The Butterfly Effect. Okay. Ala cu Ashton Kutcher. Mă rog, acum nu știu, trebuie să-l mai văd o dată, văd dacă îmi place la fel de mult. Da, când trece timpul peste ele, poate le vezi cu altă perspectivă. Da. Și evident, zim și de muzică. Nu știu, dacă poți să zici un album sau două albume pe care le-ai ascultat acum, în ultima vreme, care ți-au făcut în mod special. În ultimul an am fost foarte tripat pe Trench de la 21 Pilots. Ok, am descoperit și eu târziu. Păi și eu am descoperit foarte târziu. Adică am auzit de ei, na, undeva până 2016, cu Stressed Out Ride și așa. Cumva probabil știam de ei dinainte, nu știu ce, am mergeam pe B52 și băga Georgescu foarte mult Ride și Stressed Out și am zis, ce mișto sunt băieții, și de apoi m-am văzut, nu știu ce. Dar abia de anul trecut a început să-mi placă foarte mult, mi-a plăcut foarte mult ăsta, ultimul album al lor, și apoi am început să-i descoper din ce în ce mai mult. I-am și văzut live de vreo 3 ore anul trecut. Wow. Și anul ăsta o să-i mai văd de 5 ori. Wow. Culminând cu Electric Castle, neapărat să mergeți la Electric Castle. Dar cumva, na, ei nu cântă melodii de dragoste și nu știu, subiectele lor sunt mult mai deep așa, pe depresie, pe nu știu ce, și foarte metaforic, da, toată treaba asta, și fiecare album are o poveste și se continuă de la... Acum mai descoper și eu chestii și așa. Da, eu încă sunt, abia am ascultat, nu mai știu ce album și ce piese, dar mi-a plăcut mult. Da, nu le-am ascultat neapărat că m-aș regăsi în versuri și așa... Probabil la început nici nu am dat atât de multă importanță versurilor, ci la cum e produs albumul, ca ritm, da, ca nu știu ce. Foarte mișto, și pe ăla l-am avut pe repeat foarte, foarte mult. Și... nu mai știu ce să... Asta ca top. Top. 21 Pilots. În ultima vreme... Uite, săptămâna trecută mi-a plăcut foarte mult piesa asta nouă de la Khalid cu Disclosure, Know Your Worth. Anul trecut am mai avut pe repeat Elderbrook cu Something About You. De căutat. Da. Până acolo. Da, așa. Sunt mai piese mai cumva electronice, dar mai pe chill, așa, mai... Așa, uite, îmi place foarte mult Two Feet. Este un producător care are niște piese foarte, foarte mișto. Adică, dacă m-aș apuca vreodată de muzică, cam ca el aș vrea să... Ca el și ca Tyler Joseph aș dori să ajung să compun chestii. Și tot de la 21 Pilots îmi place foarte mult varianta de pe albumul Trench. La un moment dat au făcut niște versiuni alternative ale pieselor și pe asta am înregistrat-o într-un studio din Berlin, cât au venit să cânte la Lollapalooza Berlin. Și a ieșit foarte mișto. The Hype Berlin. Să caut. 21 Pilots de High Berlin. E foarte, foarte mișto. Inclusiv videoclipul e foarte mișto, dar mi-a plăcut foarte mult piesa. Îmi dă un vibe așa foarte mișto. Mulțumim de recomandări. Le punem acolo. Și, evident, din românești, recente, Delirii cu Silent Strike. A rupt. Blăniță rău. A rupt. Care crezi că e rețeta succesului tău în ce faci? Consistența. Nu? Consistență. Consecvența. Consecvența, așa. Consistență. Și consistența, cred că. Da. Da, ideea e că continuă să fac ceea ce mi-a plăcut, practic. Ai? Adică, mă rog, depinde, fiecare își definește... Ai avut chestia asta, în general, știi când, nu știu, sunt oameni care zic, domnule, vreau să fac ce-mi place și uite, îmi place să fac aia. Sunt mulți care sunt pe margine, care, știi, latră un pic așa, băi, nu, că nu poți, că nu ți iese, că nu încerca, că de ce vrei tu să faci asta, că în viață nu poți să faci ce-ți place. L-ai auzit? L-am mai auzit, da. Ținut cumva pe loc, te-au ținut, cum ai ignorat, cum ai făcut? Am încercat să înțeleg de unde vine și treaba asta, că na, cumva, poate vine și de la oameni care chiar n-au posibilitatea să facă ce. Na, sunt constrânși de anumite chestii, familie,
copii, casă, rate, nu știu ce, nu știu cum. Dar, cum, na, poate am avut și noroc. Așa, poate mi-am făcut și singur noroc, că până la urmă norocul ți-l faci și singur. Corect. Și așa, și prin, fix prin modul meu de a fi, am reușit să intru așa în zona asta, care mi-a plăcut foarte mult și să... Adică, întotdeauna, mă rog, întotdeauna, în ultimii 10 ani să-mi placă asta, muzica live și să merg la concerte și să descoper artistul și pe lângă ce-l vezi așa pe scenă și așa. Și asta cu succesul, din nou, fiecare și-l definește... Corect, dar tu consideri... Adică, nu pot să zic că sunt un om de succes, dacă e să ne luăm după cifre, nu, după chestii. Nu, în sensul că tu, împăcat... Eu sunt total împăcat cu ceea ce fac. Faci și ai vrut și faci ce-ți place și despre chestia asta. Inclusiv, adică... uite, na, venind oferta asta, cu atât mai mult a validat treaba asta, bă, chiar faci ceva bun și uite, tot ce ai făcut până acum te-a dus în punctul în care să fii omul potrivit pe poziția asta. Și... după Colectiv, deși și înainte cumva eram așa, s-a produs și mai mult așa un switch de mentalitate și fix după treaba asta aveam în minte versurile lui Makanaki cu în fiecare zi trebuie să trăiești pentru că azi ești nu mai ești. Pentru că atunci când ești atât de aproape de a nu mai fi, că practic la mine a fost vorba de secunde, diferența între a fi ars acum sau a fi întreg și a vorbi cu tine aici. Fără nicio problemă despre treaba asta. Când treci printr-o experiență de asta sau na, când moare cineva apropiat, când ajungi foarte aproape de moarte, adică în apropiere ești așa, se schimbă ceva la tine și îți dai seama că, bă, e atât de random treaba asta, cum a fost acum cu Kobe Bryant. Știi? Wow, deci pe mine, deși eu n-am fost mare în basket, dar m-a afectat, am stat câteva zile așa, m-a pus pe gânduri chestia asta. Și eu eram, what the fuck? Da, așa că eu sunt în lucrul ăsta. Eram, what the fuck? Și din nou, în continuare, tot așa amplificat și mai mult crezul ăsta al meu, că bă, hai să ne bucurăm de viața asta, că nu știi când se întâmplă ceva, că... dă o mașină peste tine, îți cade o cărămidă în cap de la... Atenție, cade-te în cuiala din București. Păi mei, te duci la un concert și nu te mai întorci. Te duci la un meci și nu te mai întorci, știi? E atât de random treaba asta și nu contează că ești om bun, că ești om rău, că ești cel mai mare noroc. Ce se poate întâmpla? Na, nici să trăiești cu frica că, bă, stai așa că mor mâine și da. Ce? Dar cumva am încercat să mă bucur de viață fără să amân chestii, știi? Că luni, stai mă, că nu, că ajung la 30 de ani o să fac, stai că fac luna viitoare după ce fac nu știu ce chestii și nu știu ce chestii și nu știu ce chestii și nu mai pot să faci ce vreau să faci. Și acum dacă am posibilitatea să fac lucrurile care mă fac fericit, go for it. Dacă mie asta îmi place să merg la concerte, la festivaluri și așa, mă duc, îmi fac toate damblalele, cumva mi-am bifat toți artiștii pe care voiam de pe bucket list. Ce tare. Și acum mi-a dat o gălțică. Al bucket list. Da. Și nu că i-am bifat odată, de mai multe ori. Da. Așa, am sărit cu parașuta, am făcut bungee jumping, am ajuns la New York, am, știi, am tot făcut chestiile care cumva simțeam eu că vreau să le fac până s-o întâmpla. Și dacă s-o întâmpla mâine să nu mai fiu, păi eu sunt foarte mulțumit cu ce am făcut până acum. Și chiar dacă aș fi murit la Colectiv, mi-ar fi părut rău. Că, adică de tot ce făcusem până atunci, știi? Evident, am făcut mai multe alte chestii după și mi-a părut. Pentru că ți-a declanșat chestia. Da, da. Și până atunci, oricum aveai ideea asta. Să... Da, oricum aveam și mă bucuram de momente, știi? Și am zis, bă, n-are sens să amân chestii. Mai ales că nu ai neapărat obligații, familie și nu știu ce. Că o să se întâmple și asta, cumva o să o las un pic mai moale și să mă concentrez pe noua chestie. Că, până la urmă, despre asta e vorba. Îți schimbi focusul. Prioritățile. Da. Și faptul că eu acum am făcut toate damblalele, când o să fie treaba aia, nu o să mai fiu cu regrete că stai așa, că nu mai pot să fac nu știu ce chestie, că trebuie să... Știi? Adică, mi-am făcut damblaua, pot să mă concentrez... Corect. Ca lumea pe treaba asta. Deși încă nici nu știu dacă vreau neapărat să fac copii sau nu știu ce. La cum e situația? Da. Depinde. Și în România. Da.
Că știu că și tu ziceai că ai vrea să pleci, că parcă n-ar... Da, eu sunt într-un proces acum, trebuie doar să mă pun la punct cu limbile și cu așa, dar la mine se întâmplă chestia asta oricum, viitorul apropiat. Încă o întrebare și după aia te las. De unde ții motivația, drive-ul, energia? Că mă gândesc că poate sunt și momente în care, nu știu, toți avem zile mai... Chiar și când facem ce ne place. Adică eu n-am observat că și eu sunt genul care am vrut să fac tot timpul ce-mi place, dar sunt zile în care sunt mai... Păi uite, și... cel puțin acum pe partea de YouTube am pierdut un pic motivația, pentru că dacă înainte, cât eram în țară, erau, uite, și cu campanii și nu știu ce, și na, trebuia să mai faci conținut, că poate mai vine, mai faci nu știu ce chestie, nu știu ce. Asta financiară deja nu mai era o motivație. Nu m-a ajutat nici cifrele, știi, că dacă ai 10.000 de vizualizări, habar n-am, 100.000 de vizualizări, altfel merită să te chinui 5 ore la un clip decât să faci pentru 200 de oameni, deși să le dea Dumnezeu sănătate și la 200 care se uită la ce faci tu acolo, da, știi, că... Da, da, da. Că zice, 200 de oameni, dacă îți adun 200 de oameni acum în fața ta, ești what the fuck, știi? Exact. Că lumea, păi, dar nu mă, care doar 10.000, bă, tu știi ce înseamnă 10.000 de oameni care se uită la tine, știi? Adică e... Asta cu cifrele. Chestia asta după numere mari, știi? Până la urmă, nu neapărat contează numele mari, contează ce se întâmplă cu oamenii, ce fac oamenii, ce transformare poate, ce, cum îi ajută materialul respectiv sau nu știu tot ce faci acolo. Da, și cel puțin asta pe YouTube am fost un pic mai demotivat în ultimul an. Bine, am și fost concentrat să mă adaptez, să-mi fac chestiile pe acolo, pe la Londra. Și acum reîncep și încă încerc să găsesc o strategie de conținut care să... Unul, nici să nu-mi ia foarte mult timp să simt că, bă, muncesc o grămadă, nu știu ce. Să fie cumva interesant și pentru oamenii care ascultă, care se uită și nu știu ce, și să-mi și placă și mie să fac treaba aia. Și... Vedem. Și, na, în rest, ce mă motivează sunt fix planurile pe care ți le faci de-a lungul timpului. Acum deja mi-am făcut planurile pentru toată vara. Ce tare. O să merg în fiecare weekend la câte un festival și nu... Am mai făcut treaba asta în România. Dar acum merg și la Puchelpop și la Pingpop și la Mad Cool și la Rock Verter și la Siget și la Antol și la Electric și la nu știu ce. O să fie o vară interesantă. Și o să văd o grămă de artiști. Și na, cumva asta. Aștept să trec o dată iarna asta, că e mai... Mai se mișcă mai greu. Se mișcă lucrurile mai greu, da? Deja începe să fie agitație. Super. Dacă vrei să mă adaugi ceva, o chestie care, nu știu, vrei să o scoți în evidență acum, în perioada asta sau în perioada următoare? Păi, nu știu, dacă e ceva cu care să rămână oamenii care au ajuns până aici, mulțumim că ați ajuns până aici, încercați să faceți ce vă place și să vă bucurați de viața asta, că... Uneori e chiar scurtă. Uneori ajungi la 103 ani cât a făcut Kirk Douglas. Stai că sunt lui. M-a auzit, da. Așa, dar alteori s-ar putea să n-ajungi. Și cel mai bine e să regresi ceva ce ai făcut decât ceva ce n-ai făcut. Dar asta dacă e să ai regrete. E important, e bine să n-ai regrete deloc. Dar sunt mulți care ajung la, nu știu, 60 de ani și pe urmă au regrete că n-au făcut nu știu ce, nu știu cum. Pă. Adică, din nou, dacă ai posibilitatea, știi? Și nu e neapărat un struggle să faci nu știu ce. Bă, dacă ai posibilitatea, do it. Nu mai amâna, că n-are sens. Îți place de gagica aia? Scrie, băi mei, nu? Nu te mai înțelegi cu ăla? Dă-i papucii. Știi? Nu sta așa doar de dragul de asta. Nu mai amâna chestii. Practic, nu mai amânați chestii. Despre asta e vorba. Da. Mersi frumos. Mersi și eu.